Facebook își schimbă numele în Meta. Anunțul a fost făcut de Mark Zuckerberg, fondatorul companiei. Este a doua schimbare de nume a celei mai mari rețele de socializare din lume. Primul nume al companiei a fost The Facebook, dar la scurt timp a trecut la denumirea pe care o cunoaște toată lumea, Facebook. Rebrandingul ar poziționa rețeaua de socializare ca unul dintre numeroasele produse sub o companie mamă, care va supraveghea de asemenea grupuri precum Instagram, WhatsApp, Oculus și altele, potrivit Reuters. Mișcarea de rebranding va reflecta de asemenea accentul pus de Facebook pe construirea așa numitului Metaverse, o lume online în care oamenii pot folosi diferite dispozitive pentru a se deplasa și comunica într-un mediu virtual, potrivit raportului. Facebook a investit masiv în realitatea virtuală și în realitatea augmentată și intenționează să își conecteze cei aproape 3 miliarde de utilizatori prin intermediul mai multor dispozitive și aplicații. Facebook este cea mai mare rețea socială din lume și poate conta pe succesul crescut al filialei sale Instagram, care a depășit 1 miliard de utilizatori și oferă noi platforme pentru publicitate. Meta înseamnă în greacă dincolo de, după. Schimbarea vine în cea mai complicată perioadă din istoria companiei, care este criticată din toate părțile pentru efectele nocive pe care le-a avut în multe țări. Anunțul a fost făcut de Mark Zuckerberg la evenimentul Connect, unde a anunțat pe larg cum vede viitorul metaversului. Acțiunile Facebook vor fi tranzacționate din 1 decembrie la bursă sub indicativul MVRS.